Hei, salutare, mamă, fain! Sper că aveți o zi minunată. Azi continuăm să răsfoim seria Hack, sau mai bine spus, Harapalp continuă, și de data aceasta vom răsfoi împreună numărul 18 din anul 2015. Cu o copertă destul de nice, să spunem așa, pe partea aceasta de copac. Evident, 16 plus în continuare și a avut costul de 6,97 lei. Acesta a fost numărul pentru august 2015. Da, să intrăm așa puțin prin el să vedem despre ce este vorba. Vezi povestea lui Iron Man, omul de oțel. Intră pe legshop.ro și comandă toate numerele. Well, lipsește un număr, nu-l găsesc, l-am rătăcit pe undeva, dar nu prea îl găsesc nici pe legshop. Dar să dăm așa în story-ul principal din numărul acesta, cu numele de Ida, unde avem un scenariu de Marian Coman, desen Andrei Moldovan și culoare Daniel Rosa Duran. Nu, ca și aici, măiculiță, un balaur. Well, un balaur cu cap de lup. Și cum tot am menționat, în această serie, pe fiecare număr nou, cu atât se îmbunătățește calitativ revista, atât pe partea de story, pe partea de desen, de culoare, deci chiar am avut și noi o serie demențială autohtonă. Și culorile, nu mai zic, adică, come on, cum să nu apreciez, adică, trecând de sfera Mickey Mouse și alte serii care s-au, da, am încercat să apară pe piața noastră, aceasta a fost chiar demențial, adică, în opinia mea, dacă ar fi tradusă, pusă, nu știu, într-o colecție mai mare, un omnibus, TPB-uri, ceva, cu siguranță s-ar vinde și în afară. Mai avem din nou o reclamă la Lex Hobby Store, cel mai mare magazin de jocuri de societate din România. Ia uzi. Și bravo lor până la urmă. Mai deci culorile sunt ce trebuie și desenele și acțiunea, adică nice. No, deci pentru cei care nu ați apucat să citiți această serie, o recomand cu drag, deci nu o să regretați. Aveți parte de un story demențial și se pare că, da, story-ul principal a fost destul de lung. Continuare în Hack numărul 19. Intrăm, bineînțeles, și în Haiganul Fluvii Șoaptelor Foliton de Marian Coman, episodul 18, Urma Profetului. Și, bineînțeles, mai avem așa, la Haiganul povestea continuă. Episodul 18 din Fluvii Șoaptelor este ultimul care apare în revistă. De altfel, tot în numărul acesta, Haiganul părăsește pentru o vreme și în cadratura benzilor desenate. Vestea bună este că în curând, într-un format special, cu hărți, desene și alte surprize, cititorii îl vor putea reîntâlni pe o chilă în romanul Fluvii Șoaptelor, o ediție completă și revizuită. O carte adevărată, așa cum merită Haiganul, singurul care, dintre cei mari care pășește prin lume. Cu drag, Marian Coman. Da, deci, la fel, cine nu a avut posibilitatea sau n-a avut plăcerea încă să citească romanul de Marian Coman, le recomand cu căldură. Omul are un stil aparte de a face povești. Mai avem și o reclamă, vezi povestea lui Deadpool. La fel, intră pe lecshow.ro. Și continuăm, bineînțeles, cu interpretarea lui Octav Ungureanu. Harapalp se întoarce, episodul 3. Păi, deci cum menționat, deci Octav are așa un simț al umorului mai aparte, ca și aici întâlnirea cu ursul și cum Harapalp încearcă să dea nu și nu, da, fiule, I am your father. Da, referințe. Da, foarte nice. Departe. True. Va urma. Ce mai am așa? Tot Lecshop, băi, se pare că numărul ăsta al Lecshop.ro a sponsorizat cum trebuie revistă. Bineînțeles, reclamă la TFB, Tinerețe fără bătrânețe, toată seria a apărut deja pe canal. Datele redacției, bineînțeles. Și mai avem, evident, tot Lecshop.ro. Vezi, pardon, m-am plicat. Vezi povestea lui Thor, zeul tunetului. Dar mai pe scurt, cam acesta a fost numărul 18 din Hack. Sper că v-a plăcut pe această cale. Nu mă rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mă uitați, un click acolo pe butonul de subscribe face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!